încercăm să le explicăm și să învățăm pe clienți să încerce să anticipeze, să se uite pe un orizont un pic mai lung decât luna viitoare. Noi suntem aici, ca bănci, cu toate serviciile pregătite, nu ne-am modificat, să zic așa, apetitul pentru risc. Deci banii sunt în siguranță? Au fost și sunt în continuare în siguranță.